Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Seara Italiană și Bulgară din cadrul festivalului Săptămâna Filmului Interetnic, ediția a noua, proiect al Asociației Cinemului European pentru Diversitate. Suntem Rusu Florin, Leonte Andreea, Leonte Andrei și Teo Stanciu, gazdele dumneavoastră din această seară. Festivalul este cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României. De asemenea, anul acesta ne-au financiar persoane fizice și juridice din municipiul și județul Tulcea. Fan Curier, Damona și Smingeria Petru, FGM Security, FG Fraher, Angel Dent, Arheus Group, Restaurant Mojito, Hotel Delta, Trandafir Dascălu, Dumitru Dascălu, Petre Marinescu, Ionel Parmac, Tașcu Caraman și Nicolae Caraman. Ne sunt alături cartadele parteneri, Primăria Municipiului Tulcea, Comunitatea Rusilor Liboveni din România, filiala Tulcea, Uniunea Ucrainilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă, filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Armână Tulcea, Partida Romilor Pro-Europa, filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Megleno-Română din Cerna, Comunitatea Bulgară din satul Nunca, Institutul German Goethe din București, Institutul Cultural Italian Vito Grasso din București, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanța, Consulatul General al Federației Ruse la Constanța, Centrul Cultural Multietnic din Tulcea și Școala Populară de Arte și Meserii din Tulcea. Dar, înainte să dăm startul spectacolului, îi dăm cuvântul colegii noastre, Andreea. Bună seara tuturor! Vă urez și eu bun venit la Seara Italiană și Bulgară. Italienii au venit în Dobrogea după anul 1878, când regele Carol I a decis să modernizeze regiunea aflată mult timp sub ocupație otomană. Primii italieni au sosit în România în perioada 1882-1884 și s-au stabilit la Iacob Deal și Cernavodă. Proveneau din Pafab, Romaniago și Belluno. După 1941, un mare număr de italieni s-a repatriat, iar colonia de la Cataloi s-a dezmembrat, membrii ei plecând în Italia sau Tulcea, Sulina și Greci. Comunitatea italiană din municipiul Tulcea numără doar 25 de persoane potrivit datelor de la ultimul recensământ, dar este prezentă la toate evenimentele culturale cu caracter interes. Prezența bulgarilor în Tulcea are determinări sociale și politice precise, pornind de la momentul 1812, când după ocuparea Basarabiei, rușii au vrut să colonizeze partea sudică a teritoriului părăsită de tătari cu populație creștină din Balcani. În 1850, conform geologului Peter, în Dobrogea trăiau 25.000 bulgari, numărul lor reducându-se drastic după 1877 și mai ales după al doilea război mondial. Biserica Sfântul Gheorghe, cunoscută de tulceni sub numele de Biserica cu ceas, a fost construită de bulgari în 1857 pe locul celei vechi de lemn, înălțată încă din 1830. Vă doresc o seară plăcută în compania jocului și voii bune! În continuare, îi invităm la scenă pe membrii grupului de dansuri bulgare Asiga din satul Lunca, comuna de Ciamurlia de Jos. Se prindem cu aplauze! Mama, 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 mama
continuare invităm pe scenă pe membrii ansamblului Pleno-Român Altona din comuna Cerna. Să-i primim cu aplauze! Yo!